Când vorbim față în față. O resursă pentru clasa a șasea. Când vorbim cu ceilalți, înseamnă că suntem în comunicare cu ceilalți și ne putem da seama de aceasta prin câteva întrebări. Cine spune? Cui spune? Unde spune? Ce și cum vorbește? Vorbește? Fiecare întrebare reprezintă un element al comunicării. Transmițătorul, adică persoana care transmite sau de la care pleacă mesajul. Receptorul sau persoana care primește mesajul. Mesajul care se dorește a fi comunicat. Canalul de comunicare, aici fiind vorba de comunicarea față în față. Și confirmarea faptului că mesajul a fost recepționat, numit și feedback. Din acest model, potrivește întrebările peste elementele comunicării. Notează litera pentru fiecare întrebare. Le-ai potrivit așa? Foarte bine! Compară modelul tău cu cel al unui alt coleg. Diferențele și asemănările voastre sunt binevenite. Spre deosebire de comunicarea în mediul virtual, în comunicarea față în față, mesajul transmis este puternic influențat de ceea ce spunem, adică ce cuvinte alegem să folosim. Cercetătorii spun că ele transmit doar 7% dintr-un mesaj, cum ar fi acesta. A venit mama? Cum se aude ceea ce spunem, mai exact cum rostim cuvintele, ce ton folosim, fapt care transmite de peste 5 ori mai mult dintr-un mesaj, astfel încât mesajul de dinainte are alt înțeles pe tonul a venit mama, unde arată bucurie, sau a venit mama, unde arată puțină frică. Dar cel mai mult contează cum vedem acel mesaj, folosind mimica, postura, gesturile, așa cum putem face atunci când zâmbim și o așteptăm pe mama cu brațele deschise. Astfel încât ridicăm șansele și pentru cel care primește mesajul să simtă bucuria noastră. Așadar, atunci când vorbim față în față, spre deosebire de atunci când vorbim în mediul virtual, transmitem un bagaj mai mare de emoții alături de cuvinte.